La Radio România Actualități aflați că legenda muzicii ușoare românești, Margareta Pâslaru, ne invită mâine, 1 martie, la Muzeul Național de Istorie a României. Acolo va avea loc vernisajul expoziției aniversare, 65 de ani de carieră, amintind de cariera artistei, fie că vorbim de muzică, teatru sau film. Totodată aflăm și despre pregătirile pentru noul album, care va fi lansat în a doua jumătate a lunii martie la magazinul Muzica, dar și despre noua piesă, Acum respiră, ce va putea fi regăsită pe acest material discografic. Toate detaliile în interviul realizat de colegul nostru, Alexandru Avram. Exact mâine, de mărțișor, avem de-a face cu vernisajul unei expoziții, 65 de ani de carieră. Am dreptate? Așa este, da. Ce putem vedea mâine la expoziție? N-aș vrea să dezvălui prea mult, pentru că vorbim despre 65 de ani, vă imaginați că este un conținut foarte bogat, din care noi am ales esența, să spunem, din fiecare domeniu, muzică, teatru, film, sau cum zic, din fiecare deceniu câte ceva. Și vreau să mulțumesc domnului dr. Ernest Oberlander Târnoveanu, președintele Comisiei Naționale a Muzeelor, și domnului Cornel Ilie, curatorul care a asamblat toate aceste materiale extraordinare, și echipei, o echipă fantastică, o echipă de, să spun, pasionată în toată această istorie. Și sunt onorată că această expoziție se desfășoară în paralel cu marele eveniment, expoziția Dacia. M-a definit într-un fel noutatea de fiecare dată. Vorbind de noutăți, chiar acum lucrați la un nou album, așa este? Da, exact. Sunt la studioul Joc și Andrei Chereștei, unde mixăm, acum creăm masterul pentru Casa de Discu Roton. Iată, este al treilea album cu Roton, pentru că la mine a devenit o tradiție de ani și ani. De data aceasta, drepturile și încasările vor fi donate grupului Ambulanța pentru Monumente. Domnul Vaida, desigur, este cel care a adunat în jurul său tineri arhitecți și mii de voluntari și fac minuni în toată țara. Restaurează vechi monumente ajunse în paragine. Acest album va fi lansat la magazinul Muzica, probabil în a doua parte a lunii martie, și din 1964 lansez discuri și după aceea albume la magazinul Muzica. Una dintre noile compoziții care va deschide albumul se intitulează Acum respiră. A fost o pornire absolut sinceră, așa, a izbucnit, a erupt vulcanul inspirației, asta pentru că foarte multă lume, știți cum e, se vaete sau, cum spunea bunica, se jăluie. Ce a fost, a fost, acum respiră, bucură-te de natură, de tot ce e frumos, bucură-te de ceea ce vezi în jur și respiră. Cam asta este, trebuie să privim frumos înainte și respiră. Dacă vreți să-i cereți un autograf Margaretei Pâslaru, mâine puteți fi la ora 13 la sediul Muzeului Național de Istorie a României pentru deschiderea expoziției despre care am amintit, O legendă, Margareta Pâslaru, 65 de ani de carieră.